Chiar dacă s-a discutat și în acest an despre dezăpezire și prevenirea problemelor care apar cu venirea sezonului rece, se pare că din nou drumarea a fost luat prin surprindere. De această dată este vorba despre poleiul depus pe drumul din dealul Cristurului spre cehul Silvanei, unde gheața care s-a format a făcut imposibilă înaintarea pentru un tir care a rămas blocat, iar mașinile au circulat cu dificultate marți dimineața. Probabil contractele pentru această iarnă au fost semnate pentru dezăpezire și nu în cazul în care se frumează gheață pe carosabil. Mulțumim telespectatorului anonim care a trimis imaginile la redacție. Dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa de Facebook ztv.ro, e-mail zalotv@gmail.com sau pe WhatsApp pe numărul de telefon 0742073833, iar la 3 filmare veți primi un cadou personalizat ZTV, iar noi vă garantăm că nu vom divulga numele.